Ce dracu ai făcut, mă? Tu ai evadat. Băieții rapid la punctul de control vamal au evadat. Rapid la punctul de control vamal. Ce ai făcut, mă? Cum ai ajuns aici? Aș venit. Vai, bă, băieți, voi ați belit-o cu mine acum. Băieți, rapid la punctul de control vamal, ne scapă deținuții, băi. Ce ați făcut, mă? Acum. Aolo, 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 ați încurcat-o, domnule, băi. Domnule, m-a scos un gardian. Te-a scos un gardian, zice, a? Scapă, au vehicul? Au vehicul, sunt într-o după Volkswagen veche. Veniți rapid, că nu mă descurc cu ei toți. Da, dați-mă jos de mașină, vă rog eu frumos să vă explic. Dacă eu mă aflu într-o mână ceva. Aoleo! Băieții, ajutor, a intrat o mașină în mine, vă rog, rapid, veniți, sunt pe jos. Aoleo, aoleo, aoleo. Colegii, probleme cu prostata, revin în 2 minute. O să vă explic cine m-a lăsat să ies. Aveam probleme cu orașul să cad prin stradă. Aș fi fost acolo deja până acum. Să vă explic la închisoare cine m-a lăsat să ies. Ajutor! Ligma! Ligma balls! Pe mine mă bate un coleg dacă nu... A plecat mortul, colegul, mamă! Incapabil! Incredibil, aoleo, capul, frate, aoleo, aoleo! A dat unul peste mine, frate, avea 150! 150? Da, frate! Nu, o să-mi bag piciorul și ăsta de evada pe aici! Cheamă întăriri, vai, nu mai pot! Colegii repede la vamă! Acum avem. Și să sunați și voi la medic, că eu am sunat și nu mai pot, că s-a lovit un coleg, l-a lovit unul cu 150 la oră. Că... Mai știi ceva de suspecție? L-am prins eu. E Dizos în genul pe aici. Nu cauză de gardian, o să fac mai multă pușcăie acum. Pe gardian, domn. Păi, ia, explicați-mi. Eu n-am ieșit de bună voie. Un gardian m-a scos pentru o sumă de bani. A venit la mine la carceră și mi-a spus: dacă îmi trimiți 1 milion de lei, dacă îmi virezi 1 milion de lei, te scot de aici. Și i-am virat 1 milion de lei și m-a scos de aici. Și gardianul acum? Gardianul acela era la poartă, era la barieră. Acum nu mai știu unde e. Poate era la Dumnezeu, poate nu. Hai sus. Hai, băi, analfabet. Băi, analfabet, tu n-ai voie cu mașina personală. Și tu vrei să merg în urmărire cu autobuzul? Dar tu ce faci în urmărire, idiotule? Sună la poliție. Stai să te deschide. Uolo. Încearcă acum, colegul. Colegul, cum mai ești? Putai, mâini tăiete, picioare tăiete, cauciu, căricior. Brău, colegul. M-am revin un pic. Ce poate pe aici? Mi-ați acat celule, că... Nu știu ce urmări. Domnul polițist m-a urcat din greșeală aici. Bă, colegul, stai jos, că nu cred că eu stai bine în picioare. Și că sunt ajutoarele pe drum. Colegul, nu mai vorbi, gata. Mergem prin domnule să vă explic ceva. Cine era care fuge prin închisoare? Avem un elev, avem un elev da, mai bucată eu, da! Jos. Aoleo... Bă, poate e asistenta la penitenciar, mă doare capul, nu mai pot. Nu e, că pe la infirmerie am ieșit eu cu ăla. Da, sunt închise. Dumneavoastră, pentru că ați fost cu minte, o să mergeți la plimbare. Veți avea dreptul să faceți sală, vă voi scoate și la mâncare și o să faceți și duș. Domnul de acolo o să fie dus la carceră. Ce ai zis, mă? Bă, game. Nu, mai lovi, mă, omule. Ia, hai să văd ce-mi faci. Ia. Vreau să văd ce-mi faci. Mai întâi să mă asigur, o să mă uit la tine în geantă, să mă asigur că nu-ți scos ceva de acolo. Nu, deci am voie să ies și eu din celălalt?
ăla. Ai mă răbdare, o să ieși și tu din celulă, ai un pic răbdare. Bine, bine. Băi, coloratule. Telefonul acum e în loc. Ești rasist acum, nu? Tu nu te uiți de că ești negru? La fața ta mă refer, că ești pictat așa cu față. Vă rog frumos, domnule. Ce față ai zis că ești cocean de porumb? Tot rasist se numește asta, băule, tot rasist se numește. Ești prost la cap. Adică, bă, dar ce tare e în gură ăsta. Bă, eu chiar, mă, chiar aș intra așa. Bă, bă, să știi că eu te-aș lăsa, frate. Respectând procedurile, deci am făcut șef. Ce am făcut șef? Cineva dacă are văzut la gând de la... De unu. Aia misterilor. Prostătură, de fapt. Ce păcat i-a dat. De bun colegul ăsta. Unde sunteți? La carceră. Hai că somn ușor. Noapte bun. Colegii mei au și un RS5 acum, îmi recomand. Aoleu. Aoleu. Să dați la smurt. M-auzi, mă, Deluță? Ăsta al cui e? Ce face, mă? Are telefon la el, este? Colegii, veniți aici la celulă, la etaj, are unul telefonul, l-am găsit sub, sub saltea. Va trebui să desfacem și WC-ul, să verificăm sub WC-ul. Aoleu. Este colegul leșinat? Dacă suntem cătușari, ce vreți să fac? Nu mă interesează, domnule. Lasă-mă, că ai cum. Cu dinții, domnule. Pui pe tastatură și poate vrei să nu-i mai ai. Ce tastatură? Da, da, da. Da, da. Umbli da, cu Nokia de ăsta vechi, crezi că-mi păc... Stai aici, mă, pe port. Nu, că nu plec. Dar cum să le pun acolo, că... Unde e ăla de are telefon? Veniți la etaj, că am găsit și cuții după băiatule, dar tu îmi faci numai probleme. Mai înainte spuneai că ți-ai sete, că vrei să-ți dau cătușile jos. Acum văd că ai telefon în celulă, tu vrei să intri la... Și cuțitul, și cuțitul, l-am găsit acum după vece. Dar de cuțit nici nu mai spun. Ce facem cu ăsta, colegii? Nu-i băiat cu mine. La carceră. Îl ducem la carceră. La carceră. La carceră. La carceră. La cancer. Nu-s eu băia prea bun că-ți dau ție apă, băi, că prostii și tu cu de-astea, băi. Pe unde merg? Aici, la mine. Băi, fenomenal băiatul ăsta, să mor eu. Dar ce e cu hainele astea pe tine, adevărat? Păi sunt hainele mele. O care am intrat aici. Scuzi, colegul. Era. Hai că a venit smurdul de 3 ori până acum pentru mine. Moară domnița Bolaș. Bă, vorbește frumos. Mă scuzați. Ce zici, mă? Vorbește frumos. Zis că așa o cheam păcatica mea. Aolo, mă scuzați, nu știam. Noi te-i dau o perversă de pe Târgovna. Să trăiască gagica dumneavoastră, domnule, nu știam. Mă, să mor. Uite, stai aici ca să te am eu în vizor mai bine. Mă cărcătușe de jos. Hai că e frumoasă. Hai că ai belipul la colegul. Ușor, bate gogul, nu? Așa ai zis, nu? Așa.